Miturile despre iubire ne provoacă dificultăți în viața reală. Adevărul supărător este că partenerul de cuplu perfect, ca partenerul de cuplu ideal, nu există. Toate cuplurile se ceartă uneori, iar dragostea este schimbătoare precum vremea. Asta nu înseamnă că nu putem avea o relație fericită și romantică printr-o metodă simplă, bazată pe atenția conștientă și pe terapia acceptării și angajamentului act. Iată, dragii noștri, alături de noi este astăzi Claudia Pușcaru, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu și membru Mind Education, frumosul proiect Școala pentru Cuplu. Astăzi, în cadrul campaniei Arată-i că-ți pasă, campanie dedicată vieții, relației de cuplu, discutăm alături de doamna Claudia Pușcaru despre provocările relației de cuplu, despre ce înseamnă să acceptăm diferențele dintre noi ca parteneri de cuplu și, de asemenea, ce presupune angajamentul, implicarea într-o relație. Ce este această teorie, să-i spunem, sau această metodă, terapie, act? Bună ziua și mulțumesc foarte frumos pentru invitație. Mă bucur să putem vorbi despre cuplu, despre relația de cuplu. Teoria acceptării și angajamentului are la bază, în principal, flexibilitatea psihologică. Flexibilitate însemnând deschidere spre celălalt, conștientizare a contribuției, a fi prezent în relație cu partenerul de cuplu și, bineînțeles, a face ceea ce este important pentru tine, acțiuni concrete bazate pe valorile care ne ghidează pe fiecare dintre noi în viață și, bineînțeles, în relația de cuplu, că la ea ne referim acum. În carte apar niște idei, spun eu, foarte interesante referitoare la această terapie a acceptării și a angajamentului și pe care am vrea să le dezvoltăm și să venim cu răspunsuri pentru cei care, bineînțeles, ne urmăresc. Împreună cu partenerul de cuplu sau de unul singur vom învăța să renunțăm la conflicte, să ne deschidem emoțional și să trăim plenar în prezent, mai ales că vorbim despre atenția conștientă. Să folosim tehnicile atenției conștiente, mindfulness, în vederea sporirii intimității și înțelegerii în cuplu. Să soluționăm conflictele dureroase și neînțelegerile personale de durată. De asemenea, să acționăm pe baza valorilor personale pentru a construi o relație de cuplu mai bogată și mai profundă. Da, într-adevăr, ce este important în relația de cuplu este să, atunci când apar conflictele, să le considerăm ca o sursă, o resursă pentru a învăța despre fiecare dintre noi și despre relația noastră până la urmă. Ca urmare, foarte importante sunt, cum spuneam, valorile și niște valori importante sau temeiurile iubirii, cum sunt numite în această carte, sunt prețuirea, contribuția și conectarea cu celălalt. Acum, ce înseamnă fiecare dintre ele? Conectare înseamnă să fiu dispus să împărtășesc cu partenerul meu despre emoțiile mele, despre trăirile mele, să fiu intim și pe plan emoțional, și pe plan psihologic, și pe plan intelectual, nu doar pe plan fizic, cum uneori este înțeleasă intimitatea. Să prețuiesc partenerul de cuplu sau valoarea aceasta într-o relație de cuplu înseamnă să-mi arăt în permanență prețuirea. Prețuire înseamnă să-i arăt că e important pentru mine, că îl apreciez, să-mi exprim admirația. Asta este un exercițiu pe care cuplurile îl primesc cumva pe parcursul terapiei de cuplu, să învețe să își ofere zilnic aprecieri și recunoștință chiar și pentru gesturi mici
sau acțiuni mici care se întâmplă între ei și, bineînțeles, contribuția, ideea de contribuție, adică dacă este o valoare pentru mine, contribuție, contribuție însemnând să-mi arăt sprijinul, ajutorul, suportul, înțelegerea pentru partenerul meu de cuplu, contribuția având și sensul de a primi de la celălalt, dacă eu ofer, să și primesc de la partenerul celălalt, dar bineînțeles, asta să nu devină o modalitate condiționată de a funcționa în cuplu, ci de a o privi ca pe o valoare a mea, în primul rând. Dacă este o valoare a mea, contribuția, atunci ofer sprijin, suport, ajutor, oricând partenerul are nevoie. Și cumva asta e ideea a funcționa în relația de cuplu, pornind de la valori, și anume să analizez, să învăț, să recunosc ce este important pentru mine și să acționez conform acestor lucruri importante pentru mine. O mare provocare în relația de cuplu este următorul aspect. Bănuiesc că și în practica de cabinet ați întâlnit astfel de situații, și aici mă refer la celebra vorbă sau zicală: nu mă simt văzut sau văzută, nu mă simt observat sau observată, nu mă simt ascultat sau ascultată. Și astea probabil că câteodată vin la pachet cu o serie de critici, anume primim critici sau primim, lipsă de apreciere sau devalorizare, în loc să fim ascultați și în loc să fim văzuți. Câteodată ne simțim așa ca o cantitate insignifiantă, neînsemnată, neglijabilă. Cât de important este să-ți arăți sau să-ți faci mai degrabă ascultată vocea în relația de cuplu? Asta este o discuție dificilă, mai ales în terapie. Ce înseamnă să fiu ascultat, ca să pot să fiu ascultat de celălalt și celălalt să mă asculte cu adevărat, este să învăț în primul rând să vorbesc despre mine și nu despre celălalt. Să învăț să îmi recunosc întâi eu dificultățile, nevoile și valorile, cum ziceam mai devreme, și să pot să îi le transmit celuilalt ca fiind conștientizări ale mele despre mine, cum sunt eu, ce simt, ce gânduri întrec în diverse discuții ale noastre prin minte sau care e narațiunea, povestea pe care mi-o spun în mintea mea, care e realitatea din mintea mea, și să reușesc să-i transmit celuilalt trăirile, emoțiile sau cât îmi e de dificil în anumite contexte împreună în cuplu. Și atunci am șanse mult mai mari ca celălalt să mă asculte și să mă asculte cu atenție în momentul în care eu îi vorbesc despre mine și nu despre el, despre ce n-a făcut sau ce a greșit sau cum nu a fost atent la mine, ci tocmai să îmi schimb focusul de la celălalt spre mine. Și atunci e un exercițiu, poate fi un exercițiu dificil, pentru că atunci când suntem supărați, intrăm în această, cum scrie și în carte, ceață psihologică, în care nu mai reușim să ne vedem contribuția de care vorbeam mai devreme și doar focusul e doar pe ce a greșit sau ce n-a făcut celălalt. Și atunci, bineînțeles că șansele să ne asculte sunt mult mai mici, pentru că intră în protecție, în apărare. Caută contraargumente și caută explicații de ce a făcut sau n-a făcut un anumit lucru pentru care se simte acuzat sau criticat. Iar atunci când vorbim de a fi văzuți în relație, asta cu văzut poate avea mai multe implicații. A fi văzut poate să însemne și să fiu ascultat și să fiu înțeles și să văd de la celălalt că e prezent în relație sau că mi-observă prezența în relație.
sunt nevoi și valori de care vorbim într-o terapie de cuplu sau despre relația de cuplu și, bineînțeles, aplicat pe fiecare cuplu în parte. Unul dintre subcapitolele cărții se numește Dezbracă-te de armură. Cât de important este să dăm jos această armură în cuplu și să ne exprimăm, să ne arătăm vulnerabilitatea. Pentru că probabil în relația de cuplu, pe parcursul unei relații, apar tot felul de orgolii. Apare și lupta pentru putere, în care relația noastră este neglijată. Vrem poate câteodată să avem ultimul cuvânt sau poate vrem să avem întotdeauna dreptate. Și atunci mă gândesc că vulnerabilitatea joacă un rol foarte important să ne arătăm partenerului și acesta, bineînțeles, să ne înțeleagă cu toate slăbiciunile noastre, deși nu aș pune semnul egal între vulnerabilitate și slăbiciune, ci mai degrabă aș pune semnul egal între vulnerabilitate și autenticitate. Da, interesant punctul dumneavoastră de vedere. Vulnerabilitatea eu o explic în cabinet prin experiențele noastre de viață, experiențele semnificative prin care am trecut de-a lungul vieții, poate alte relații și relații de cuplu, dar mai ales relațiile din familia de origine, familia în care am crescut și unde ne-am format structura de personalitate și nu numai anumite convingeri și credințe despre noi înșine, despre lume, despre viață. Vulnerabilitate înseamnă, apropo de conexiunea de care spuneam mai devreme, înseamnă să îmi dau voie cumva să fiu autentic, cum spuneați, sau să-mi dau măștile la o parte și să îmi dau voie să-mi arăt toate emoțiile și trăirile pe care le am în relația noastră, în diverse situații. Ceea ce, da, poate fi foarte dificil, pentru că împreună cu vulnerabilitatea avem și multe ziduri de apărare, ne protejăm, tocmai ca să nu fim din nou răniți și atunci să îmi exprim vulnerabilitatea dacă nu am încredere și nu mă simt în siguranță cu partenerul meu de cuplu, e greu să o fac și atunci e mult mai ușor să apelez la, nu știu, la critică, la reproșuri sau să mă retrag din relație sau să îl atac pe celălalt. Și e un proces ăsta de a înțelege că alunec în aceste strategii necâștigătoare tocmai pentru că mă protejez și îmi protejez vulnerabilitatea, sensibilitățile. Autorul Russ Harris vorbește în carte și despre construirea, și cred că într-o oarecare măsură are legătură și cu vulnerabilitatea, vorbește despre construirea unui fond de încredere. Cât de importantă este încrederea în relația de cuplu? Și aici, când vorbesc despre încredere, nu mă refer numai la încrederea în zona, să spunem, a intimității sau încrederea în zona fidelității și a loialității, ci în egală măsură vorbim despre a fi, să spunem, un om de încredere, a face un fel de bulă de cuplu în care cei doi se simt în siguranță. Și această bulă, să spunem, de cuplu să fie îmbrăcată cu haina aceasta a încrederii. Cât de importantă este încrederea? Încrederea este un element fundamental al unei relații de cuplu. Dacă nu avem încredere unul în celălalt, atunci e mai dificil să avem o relație bazată pe prețuire, contribuție și conexiune emoțională. Încrederea o putem privi și ca pe o
emoție personală, atunci când nu am încredere în celălalt, e bine să învăț să fac distinția dacă este despre mine, dacă am eu niște blocaje ale mele și nu reușesc să am încredere în celălalt, sau am trăit în relație niște momente în care mi-am pierdut încrederea și am nevoie de la celălalt de mai multe asigurări și reasigurări ca să-mi cresc încrederea, dar ce vreau să subliniez este că încrederea în cuplu este cumva o muncă de echipă, da? Atât eu, dacă simt că îmi pierd încrederea în partener, este atât munca mea personală, a mea cu mine, a începe să observ când, în ce momente îmi pierd încrederea, cum o simt efectiv, care îmi sunt comportamentele pe care le am atunci când nu am încredere în celălalt și, bineînțeles, și am nevoie și de sprijinul partenerului, cumva, în această muncă de creșterea încrederii în relația noastră. De aia ziceam că este... aș prefera să o privim ca pe o muncă de echipă, cumva. Russ Harris are o expresie, de fapt este un citat și mie îmi place foarte, foarte mult, pentru că vorbește despre a avea așteptări realiste într-o relație de cuplu, pentru că, bineînțeles, așteptările nerealiste s-ar putea să ducă la deziluzie, s-ar putea să ducă la multă frustrare, nemulțumire, chiar dezamăgire din partea ambilor parteneri sau poate din partea unuia. Spune Russ Harris, adevărul este că aproape toți pășim în viață cu o grămadă de așteptări nerealiste legate de iubire și relații, de intimitate. Opinii pe care ni le întăresc mereu toată viața, filmele de dragoste, romanele de dragoste, piesele de teatru, melodii, televiziunea, poeziile, revistele, ziarele, prietenii bine intenționați, chiar și cărțile de dezvoltare personală. Dar din nefericire, dacă lăsăm toate aceste idei oarecum utopice, mai mult sau mai puțin idealiste, dacă le lăsăm să ne conducă în viață și încercăm să clădim relații bazate pe aceste, le-aș numi eu, mituri despre iubire, ne vom trezi într-un cerc vicios în care însăși încercările de a crea iubirea durabilă o vor distruge în cele din urmă. Deci, iată cât de important este să avem aceste așteptări realiste, să nu punem poate o povară prea mare pe umerii partenerului, să nu avem așteptări exagerate mari din partea lui. Da, e adevărat că uneori intrăm într-o relație de cuplu bazându-ne pe aceste mituri. Aș pune semnul egal între mituri și convingeri pe care ni le construim prin experiențele pe care le-am avut, dar și observând ce se întâmplă poate în familie, între părinții noștri sau în funcție de mesajele pe care le auzim de la familia noastră de origine despre ce înseamnă cuplu și iubire. Și atunci putem să intrăm cu niște așteptări, nu știu, în carte, de exemplu, că un mit ar fi cel al partenerului perfect și atunci intru în relație cu niște așteptări că cum ar trebui să se poarte partenerul și cum ar trebui să fie relația și uit să fiu prezent și atent la ce se întâmplă între noi și mă raportez mereu la imaginea mea, imaginea construită în mintea mea despre cum ar trebui să fie partenerul perfect. Ceea ce mă poate conduce, așa cum spuneați, la dezamăgire și deziluzie. Oricum, dezamăgirea și deziluzia apar după ce trece etapa aceea de îndrăgostire, când avem tendința să-l idealizăm pe cel de care ne-am îndrăgostit și apoi să ne, după ce hormonii mai scad în intensitate, să începem să observăm realitatea
și să o negăm sau să încercăm să o controlăm, să-l schimbăm pe celălalt, să nu acceptăm că este diferit și să încercăm să-l transformăm în partenerul perfect pe care ni-l dorim, imaginea partenerului perfect pe care noi ne-am construit-o. Aceasta fiind o cale cumva sigură spre deziluzie, spre prima dezamăgire și deziluzie dintr-o relație de cuplu. Schimbarea partenerului poate să fie tot așa o provocare, câteodată da. Poate chiar un deziderat. Probabil că am auzit de-a lungul timpului expresiile venite, să spunem, din partea partenerului de sex masculin. Nu mai ești ca la început. Nu mai ești cum te-am cunoscut. Iar partenera vine și spune, am crezut că te pot schimba. Am crezut da. Că pot să fac ceva, să modific. De ce pornesc... bine, aici probabil că mai mult e în apanajul sau în sfera doamnelor, a femeilor, faptul că își doresc ca acel partener să devină așa cum vor ele. De unde dorința aceasta de schimbare la partener și, să spunem, lipsa acceptării, așa cum este el, atunci când, bineînțeles, facem alegerea partenerului? Oh, da, e o întrebare grea. Vrem să-l schimbăm pe celălalt, să fie așa cum credem noi că ar trebui să fie, dar aici aș rămâne cumva pe faptul că de fapt nu suntem noi cei care vrem să-l schimbăm pe celălalt, poate că nu, uneori nu suntem în contact cu noi înșine, cumva, cu ceea ce avem noi nevoie într-o relație și punem presiune pe celălalt, adică mergem pe ideea dacă el s-ar schimba, atunci eu aș fi mai bine. Și atunci apare tendința asta de a-l schimba pe celălalt ca eu să fiu mai bine cu el în relație. Și de asta spun că e cumva incapacitatea mea de a fi în control cu nevoile mele emoționale și cu valorile mele, adică îmi scapă din vedere, nu știu, să mă uit întâi ce fel de relație vreau să am, ce fel de partener vreau eu să fiu sau ce fel de calități vreau eu întâi să aduc în relație și pentru că nu am capacitatea asta, tind să mă uit mai mult spre celălalt și să îi cer lui să se schimbe întâi și întâi ca eu să pot fi așa cum mă gândesc că aș putea să fiu dacă el s-ar schimba. Și atunci intru într-un cerc vicios sau chiar într-o, cum ați spus mai devreme, într-o luptă de putere sau într-o luptă de control. Să ne controlăm unul pe celălalt, intrăm în strategia asta necâștigătoare de a avea dreptate, de a avea puterea în relație, de a-l controla pe celălalt, să fie așa cum îmi doresc eu. Și știm foarte bine că nimănui pe lumea asta nu-i place să fie controlat de celălalt, ba din contră, paradoxul este, cum scrie și Ross Harris în carte, paradoxul este că atunci când eu mă relaxez din punctul ăsta de vedere și mă concentrez mai mult pe mine și pe a-mi înțelege nevoile și a-mi le împlini și din alte resurse, atunci iau presiunea de pe celălalt de a se schimba și de a fi așa cum vreau eu și luând presiunea de pe el, paradoxul este că începe să facă schimbările pe care eu mi le doresc, ceea ce confirmă ideea că cumva nimănui nu-i place să se simtă controlat sau
presat să se schimbe. Și bineînțeles, dorința asta de a-l schimba pe celălalt îi transmite mesajul că nu e în regulă că e diferit, că nu e potrivit pentru mine, că e neadecvat. Sau nu e suficient de bun. Nu e suficient de bun, e neadecvat în relația cu mine. Și cum spuneați mai devreme, dacă mesajul ăsta vine dinspre femei, spre bărbați, accesăm în ei, de multe ori fără să conștientizăm, accesăm în ei rușinea și teama de eșec. Teama de respingere. Teama de respingere, da, da. Și lucrurile pot escalada, dar așa cum îmi place mie să zic, escaladează așa pe o spirală neagră în jos, cumva. Și atunci exact asta învățăm, să ne reorientăm atenția întâi fiecare spre el însuși, ca după aia să putem fi mai prezenți, mai conștienți și mai atenți către partenerul sau partenera noastră. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre relația de cuplu, despre terapia acceptării și angajamentului, cât de importante sunt aceste ingrediente ale acceptării, ale implicării emoționale, ale angajamentului într-o relație, alături de Claudia Pușcaru, psihoterapeut sistemic de familie și cuplu, membru în Mind Education, proiectul Școala pentru Cuplu. Am vorbit pe marginea cărții Acționează cu dragoste, pune capăt conflictelor, rezolvă neînțelegerile și întărește-ți relația prin terapia acceptării și angajamentului, de Russ Harris, o carte publicată în colecția Pas în 2 și care face parte din campania Arată-i că îți pasă. Mulțumim foarte mult! Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi, o săptămână plină de înțelegere și de iubire și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!